Florile de soc sunt bogate în vitamina C și săruri minerale, grație cărora preparatele pe bază de soc accelerează vindecarea bolilor degenerative, cancerului și tumorilor. Iată cum se ține dieta cu flori de soc. Datorită proprietăților sale laxative, ceaiurile din flori de soc sunt frecvent folosite în curele de slăbire. De aceea, persoanele supraponderale sau chiar obeze nu ar trebui să ocolească aceste preparate care le ajută să elimine excesul de apă de la nivelul țesuturilor și dizolvă stratul adipos. Sfatul specialiștilor ar fi acela de a consuma o cană de ceai dimineața pe stomacul gol. Pentru obținerea ceaiului se pune la fiert o jumătate de litru de apă, iar după ce începe să clocotească, se ia de pe foc și se adaugă 5 lingurițe de flori de soc proaspete sau uscate, după care se acoperă și se lasă la infuzat timp de 10 minute, după care ceaiul se strecoară și se bea fierbinte neîndulcit. Se recomandă consumul la 3 când pe zi băute cu înghițituri rare după mese. O cură completă durează 4 săptămâni și poate fi reluată la fiecare 60 de zile. Pentru accelerarea procesului de slăbire, se poate apela la o combinație între infuzie de flori de soc și tinctură de fructe de soc. Dacă se dorește o metodă mai rapidă decât cea pe bază de ceai, se poate bea o linguriță de tinctură de fructe de soc diluată înainte de infuzia de flori. Ca să obții tinctura, pune într-un borcan cu file 15 linguri de pulbere de flori de soc, peste care adaugă 400 de ml de alcool alimentar de 50 de grade. Se lasă la macerat vreme de 2 săptămâni în borcanul închis ermetic, după care se filtrează. Cu această dietă minune cu soc, poți slăbi 3 kg într-o săptămână. Relatează a1.ro.